Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi... Mă concentrez pe prea multe chestii, mă, cum se vede lumina, dacă sunt încadrat bine, dacă focusează pe mine, cum mă văd, dacă mă văd bine, mi se văd țâțele, dacă transpira la sub braț. Am prea multe de-astea în cap. Trebuie să mă golesc, să-mi golesc creierașul. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și vreau să încep acest clip de sâmbătă, fraților. Este sâmbătă seara, este ora 8. Lucrez la imaginile care le-am surprins săptămâna aceasta cu mesele pentru a le aranja, pentru a le tăia și pentru a încerca să găsesc o muzică care să o pun pe fundal și să iasă clipul cât mai frumos pentru voi. Să știți că eu îmi dau toată silința, chiar vreau să învăț să editez mai bine ca voi să aveți o experiență mult mai plăcută când priviți clipurile mele. Însă laptopul meu este foarte, foarte jaf, mă enervează foarte tare, eu sunt la început, nu am foarte multe ore lucrate, dar îmi dau și o silință, așa că nu fiți prea aspri cu mine. Săptămâna aceasta s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri, m-am îngrășat foarte tare, am avut pofte excesive, am făcut excese alimentare, nu am putut să dorm și pe lângă toate astea m-a tras și curentul. Am falca umflată, de aceea stau cu căciula în cap, mă doare foarte, foarte tare capul, mă doare tâmpla și maxilarul pe aici, e o durere foarte nasoală, transpir, asta e mereu udă, o pun pe calorifer să se usuce. Am iarăși sinuzită de la curent, m-a tras foarte tare curentul. Am încercat spre sfârșitul săptămânii să mă vitaminizez mult mai mult, să consum mult mai multe fructe și legume. Am consumat și produse apicole ca să mă ajute, am luat foarte multe medicamente, dar nu am luat niciun antibiotic deocamdată, nu vreau să intru și pe antibiotic. Am avut și probleme cu stomacul, m-a durut și stomacul, m-a avut arsuri, a trebuit să iau pastile și pentru aceste dureri apoi. A fost o săptămână foarte grea, o săptămână foarte, foarte aiurea. Vă las acum să priviți clipul cu tot ce am mâncat eu săptămâna aceasta și apoi ne revedem cu cântarul, să vedem câte kilograme am la sfârșitul săptămânii a 5-a. Am avut săptămâna trecută 119,7 parcă. Wow, 118! Mamă, cât de bine! Nu vine să cred! E duminică, fraților. Tocmai am terminat de filmat clipul. Acum editez. Am dat o iară de gard, ia uite așa aici, un burger de la McDonald's. Este un burger din acela nou, la meniu de la 6,50 lei. Tasty Cheese se numește. Duminică am mâncat azi foarte, foarte multe dulciuri, ciocolată, sucuri și apoi nu am mai putut să dorm până la 8:30 dimineața. Astăzi m-am trezit la 4 și am fost la sală, după care au venit electricienii, mi-au montat televizorul și toate televizoarele de fapt pe care le-am avut trebuie să mai îmi cumpăr, dar mi-au montat suporții, asta e important și m-am trezit că s-a făcut 10:30. Ia uitați, acum este 10:44. N-am avut ce să mai iau de mâncare, toate marketurile erau închise, așa că am fost la un fast food foarte bun de aici, din Râmnicu Vâlcea, este deschis de vreo 10 ani, acum se numește Giroș Time, îi cunosc pe patroni, au mâncare foarte, foarte bună și mi-am luat un giroș la farfurie, deci arată extraordinar carnea asta, avem roșii, înceapă, cartofii ăștia sunt cam cei mai rei din toată șmecheria asta, însă am încercat să mă adaptez, ce să mai îmi cumpăr la ora 10:30. Aici avem o salată, tot de la ei, cu șuncă, puțin cașcaval, roșii, castraveți, ou, fiert. Deci o salată ok. Tot așa cașcavalul are ceva grăsimi, dar e ok. Și ca sosuri, avem pentru ghiroș, avem aici un sos de iaurt, tzatziki se numește. Este făcut cu iaurt, nu are calorii multe, nu este ca maioneza, însă nu știu sosul ăsta pentru salată cum e. N-am mai mâncat salată de la ei și acesta va fi meniul meu din seara asta. Lasă să adun niște obiecțiuni atunci pe moment când le am proaspăt în minte, pentru că până duminică le uit. E super, super ok la preț și pe asta am dat 25 de lei de ghiroș. De foarte mare. Deci în total 40. Și am avut și două sosuri. Iar la ghiroș am optat eu să nu mai îmi pună lipia, pentru că nu vreau să mănânc pâine, sincer vreau să mănânc carne și ca și garnitură cartofii au fost super suficient, vedeți că au mai rămas destul de mult, deci fără pâine. E ora 7 dimineața, fraților, e marți,
și eu n-am dormit deloc, la fel ca și ieri, am adormit pe la 8 și am băut un pahar de lapte de soia înainte de somn cu fulgi de ovăz. E ora 7 seara, fraților, am aici o banană pe care o să mănânc acum în mașină, în drum spre sală. Am fost până la țară să duc pe maică mea. Bun, s-a făcut ora 9:30, trebuie să mănânc, că banana aia nu mai îmi ține de foame. Am aici sandwich-urile. Am început cu sandwich-ul pentru că este mai perisabil. Pe etichetă scria că expiră în 2 zile și eu nu am nici frigider, așa că am început cu el. Nu este stricat absolut deloc, nu are niciun gust ciudat. Încerc să mă adaptez, fraților, la condițiile pe care le am acum. S-a făcut 12:30 noaptea, așa că o să iau pastilele de sinuzită și o să mănânc brânză cottage cu mușchin ăsta de pui file. În total aici sunt 300 de calorii. 200 cu 100. Și acum mănânc un pic de desert. Sunt foarte, foarte bune rondelele astea. Foarte dulci. Chiar sunt geniale. Am mâncat până acum 800 cu 300, 1100 de calorii. Și aici, să zicem că mănânc toată asta de 4, de 500 de calorii, 1600 o să fie. S-a făcut ora 3 noaptea, mai am decât 2 rondele, dar le voi mânca până când mă culc. Aici am o salată de ton de la Lidl. Are 300 de calorii și vreau să vă arăt cum arată. Ia uitați-o, arată foarte, foarte bine și este foarte gustoasă. Iar cu această salată se vor face 1900 de calorii. Am comandat un meniu al zilei de la un restaurant de aici din Râmnicu Vâlcea. Parcă era pulpă dezosată. Da, pulpă dezosată cu niște cartofi, așa, cu brânză. Aici văd că am pus niște pâine din asta făcută de ei, caldă, și desert, bucățică de asta de prăjitură. Hai să vedem și ciorba totuși cum e, că am reușit să o desfac. E cam nașpa lingurița asta de plastic, dar carnea arată bine. Avem cartofi și ai o costiță din asta, carne fumată, ciorbă de fumătură. Iar pâinicile astea sunt convins că vor fi foarte, foarte bune. Da, cam așa arată fața mea, este ora 1, am terminat de mâncat. Poate nu se vede că sunt obosit, dar să știți că sunt. Am băut o cafea, acum am început să am foarte multă energie. Am pus și 2 lingurițe de miere și trebuie să stau până la ora 3, adică încă 2 ore, pentru că atunci se deschide sala, ca să mă duc la sală să trag, apoi să vin acasă, să fac un duș și să încerc să mă culc. Și cam ăsta este planul meu pentru a schimba modul de viață. Totul pleacă de la somn, foarte, foarte important. Și acum că am terminat de mâncat, pot să iau și pastilele pentru sinuzită. Ia uitați-le aici. Iau 4 feluri de pastile. Am dat 115 lei pe cutiile astea acum 2 zile, dar m-a lăsat de repede, nu vreau să ajung la antibiotice. Și de aceea iau preventiv, pentru că a început să mă doare dantura. Și nu e bine deloc, plus că m-a durut și obrazul. E ora 7 seara și acum bag iaurtul ăsta de 2% grăsime, 400 grame. Hai să vedem cum arată și conserva asta. Am zis că vă arăt. Nu am mâncat niciodată. Arată bine. Hai să vedem ce gust are. Este foarte bun peștele ăsta. Este acrișor, e foarte gustos. Marinata asta îmi place foarte mult. E gustoasă, e acrișoară. Peștele e prăjit, cică. Foarte bun. Oasele nu se simt. Sunt marinate. Nu se simt deloc. Îmi place foarte mult marinata asta, nu știu. Ce gustul ăsta, acrișor. Au fost 3 bucăți mari, am mâncat până acum. Și mă bag să termin. Poftă mare! Un ceai și pun muguri de pin cu miere în ceai pentru a-l îndulci. Este fantastic de bun. De-abia aștept. E 5 dimineața și mănânc o salată de ton. Sper după aia să reușesc să ador.
zărit și am rămas șocat. S-au oprit. Deci nu mi-a venit să cred câte kilograme am. Ia uitați-vă. Nu se poate așa ceva. 124 de kg. Doamne ferește. Cum am luat frate atât de mult? Nu vine să cred. Deci sunt șocat pe cuvânt. E vineri astăzi, fraților, am venit de la sală, e ora 7 seara. Trebuie să mă vitaminizez și să încerc să mai slăbesc. Mă încearcă și răceala, am foarte multe pastile. Și din lipsa somnului și a oboselii s-a acumulat foarte mult stres și încerc să mă vitaminizez. Am luat aici banane, am luat fructe, am luat mere de la țară, am luat miere cu nucă. Cam carență foarte mare în corp, am slăbit prea brusc și trebuie să remediem situația. Mușfile file așa pentru proteine, am mai luat din astea că sunt foarte bune pentru stomac, hairan, probiotice cu astea cu nebunii să nu mai am arsuri. Am aici pachetul de arsuri, uitați-l. Am avut arsuri de la pastile, de la oboseală. Aici am luat ridichii foarte bune, cred că sunt. Mie îmi plac ridichile. Slabe în calorii, multe vitamine. Deci trebuie să mă dau pe fructe, pe legume foarte multe. Aici am luat o salată. Trebuie să și mănânc ceva. Apă cu magneziu. Magneziu ce e foarte bun pentru somn, pentru stările astea de insomnie. Aici m-am luat cu calciu și vitamina D. Și asta cu ce? Magneziu și atât. De magneziu. Cam atât. Vezi foame. Pun niște ovăzi. Niște fulgi de ovăz în eran. Și atât. Și lăsăm să se absorbă, se îngroașe. Am mâncat și două mere și acum mi-am făcut un ovăz cu apă și o să adaug miere cu nucă. Încă nu s-a răcit de tot, trebuie să mai las un pic să se răcească, cred că o să pe balcon. Și după aia mai pun două lingurițe și amestec și mănânc. E foarte bună și vă recomand și vouă. Și acum încă un măr. Foarte bune merele astea de la țară. Super, super bune. Am ajuns la Băbeni pentru că ai mei sunt plecați la Târgu Jiu. Am avut un client și mi-am făcut o cafea, încă una și un suc din ăsta de mere. Dar e cam rece, nu face bine la gât. Îl beau așa ușor. Și mi-am refăcut și stocul de mere. Am luat mai multe mere de la țară pentru că în ultimele zile am mâncat vreo 5-6 mere. Am mâncat foarte multe. Acum o să beau tot așa ceva lejer, un airan. Pun aici niște fulgi de ovăz. Am nevoie pentru stomac pentru că iau pastile. Sinuzita asta nu mă lasă deloc în pace. E din ce în ce mai rău. Nu mai am nici gust de mâncare, nu mai simt gustul la mâncare. Trebuie să mă vitaminizez. Așa că încerc să mănânc mai multe fructe, legume, iaurturi și păstura. O să mănânc acum niște păstură. Și mai am aici api complet. Am fost la țară, am avut un client și mi-am luat și eu niște produse pentru că sunt cu imunitatea la pământ. Și aici avem api completul. Vreau să vi-l arăt un pic cum arată și să vă arăt cum stau eu în casă. Deci uitați-vă la mine, fraților. Am falca asta umflată. Aici mi se face puroi și mă doare dantura. Nasul nu curge absolut deloc față de alte perioade de sinuzită pe care le-am avut în trecut, dar mă doare capul și maseaua și maxilarul. Bun, haideți să vă arăt acum cum mănânc eu api complet, pentru că nu am mai consumat și nu este bine. Trebuie să mă obișnuiesc să mănânc. Mamă, ce bun e. Deci chiar nu înțeleg de ce nu mănânc produsele mele, pentru că sunt foarte bune. Trebuie să mănânc mult mai des. Trebuie să mănânc în fiecare zi miere. Și vă recomand și vouă să faceți la fel, pentru a nu ajunge cu metabolismul la pământ și să vă îmbolnăviți. Exact cum am făcut eu. Așa, și câteva bobițe de păstură. Și în ultimul timp am uitat să mănânc. Deci sunt foarte bune. Chiar îmi plac. Nu înțeleg de ce nu mănânc mai des. Oricum, acum o să mă țin până întrece răceala, până întrece sinuzita, chiar o să mă țin de produsele apicole. Să sperăm că o să-mi intre într-un obicei să mănânc mereu, pentru că sunt extraordinar de bune. Iar păstura asta la fel, mi se pare mult mai bună decât polenul. Și trebuie să mănânc în fiecare zi. Ea crișoară, e altfel, nu știu, polenul e mai amăruit. E și mult mai puternică decât polenul, mult mai bună. Așa că vă recomand cu drag, fraților, să încercați și voi.
chiar dacă sunteți sănătoși, e important să consumați pentru a nu ajunge bolnavi, exact cum am ajuns eu. Pentru că este sezonul virozilor și a epidemiilor și a virusilor și trebuie să ne ferim. Aici mi-am pus vreo 50 de grame de ovăz în acest pahar și am turnat apă fierbinte peste și s-a făcut așa, ca o budincă. Am lăsat 5 minute, o mai las încă 5 să se răcească și apoi o să pun miere. Să o îndulcesc, să fie super bună. Sâmbătă noapte, mi-a adus vara mea supă de legume. Are grijă de mine. Și s-a făcut duminică, fraților, este ziua marelui cântar, cântarului oficial. Haideți să vedem câte kilograme am, pentru că sunt foarte curios. Ați văzut, duminică am avut 118 kg duminica trecută, iar joi, de la mâncarea proastă, am ajuns să iau 6 kg în greutate. Și acum am 120. Spre sfârșitul săptămânii am început să mănânc mai ok. Deci m-am desumflat bine de tot. Chiar sunt desumflat, am 4 kg date jos, dar săptămâna aceasta se încheie cu 2 kg pe plus. Așa că haideți repede să ne vedem pe canapea, să tragem ultimele concluzii al acestui clip, să le editez și să vi-l pun cât mai repede să-l vedeți, pentru că o să fie un clip lung. Bun, fraților, acum haideți să vedem concluziile după cântarul oficial de duminică. E așa, îmi place să-l numesc. Pentru că iau treaba asta în serios cu slăbitul și cu sănătatea, îmi doresc să fiu sănătos și de aceea mă bucur foarte mult că am surprins aceste imagini pe cameră, pentru că avem foarte multe concluzii de tras din acest clip. Eu încă stau cu gluga pe cap pentru că mi-este foarte, foarte rău, sunt foarte roșu la față, m-a tras foarte tare curentul. Starea mea nu s-a îmbunătățit foarte mult până astăzi și de aceea încerc să mă protejez cât mai mult. Transpir foarte mult și am început să mă doară și dantura și am un deja vu că mă ia sinuzita exact ca anul trecut, exact ca acum 2 ani și nu este bine deloc. Anul trecut, dacă ați văzut clipurile mai vechi, am stat 4 săptămâni pe tușă și nu am făcut absolut nimic. Nu am mai reușit să-mi țin programul de slăbit și nu vreau să se repete acest lucru anul acesta. Așa că trebuie să umblu puțin la dietă, la număr de calorii și să încerc să mănânc mai mult, să nu mai mă forțez atât. Pentru că atunci când te forțezi foarte tare pentru o perioadă lungă de timp și slăbești foarte mult, nu este tocmai bine, după cum ați văzut, pentru că după câteva săptămâni începi să ai pofte și mănânci foarte multe prostii, care apoi îți afectează pe termen foarte, foarte lung. Eu acum o să dau înapoi câteva săptămâni de progres pentru care am muncit foarte mult din cauza a două zile de prostie. Ați văzut că am mâncat dulciuri și fast food și m-a tras înapoi câte, cred că 2-3 săptămâni. Am rămas cu un număr foarte mare de kilograme peste, deși am reușit să mai dau jos din ele. Ați văzut, joi am avut 124 de kilograme, fraților. De duminica trecută, de la 118 kilograme, am sărit la 124 în doar 5 zile. Este fantastic de mult și nu este deloc sănătos și de aceea trebuie să învățați și voi și să-mi fie și mie învățătură de minte ca pe viitor să nu mai fac excese de genul acesta. Apoi de la atât zahăr, tot sistemul meu s-a dereglat și nu am mai putut să dorm noaptea. V-am zis, ați văzut, la ora 8, la ora 9 am stat odată și până la ora 1 jumătate ca să mă duc direct la sală. Am încercat, am făcut tot posibilul, îmi doresc să dorm noaptea pentru că știu că este foarte important. Dar din cauza mâncărilor acelea, n-am mai putut să mai dorm, mi-am dereglat și somnul și de aici o grămadă de probleme. Dacă nu dormi, înseamnă că ești foarte obosit și atunci corpul tău începe să cedeze. De aceea este foarte important somnul, însă foarte mulți oameni nu pun accent pe acest subiect. Eu unul am probleme de foarte mult timp cu somnul, însă atunci când mănânc foarte multe dulciuri, am observat că efectiv îmi dau corpul peste cap. Bun, deci dacă nu dormi, corpul îți este obosit, corpul, organismul începe să cedeze, sistemul nervos central are de suferit. Apoi faci sport, încerci să slăbești, iar calorii mici, după ce ai mâncat numai prostii, mănânci puține calorii, mănânci ce mai sănătos, dar nu mai mănânci atât de mult, ca să încerci să slăbești înapoi și intri într-un cerc din ăsta vicios în care nu mai poți să scapi efectiv. De aceea vreau să fiți foarte, foarte atenți dacă vreți să slăbiți un număr mare de kilograme, cum atacați perioada de slăbire. Acum vreau să-mi ridic un pic numărul de calorii, să încerc să mănânc numai mâncare sănătoasă, să nu mai mănânc junk food-uri, să nu mai beau sucuri,
să nu mănânci dulciuri sau fast food-uri. Și dacă ai organismul slăbit, riști foarte mult să te accidentezi ori la sală, ori la o încheietură, ori la un mușchi, sau pentru că sistemul imunitar e foarte slăbit, te ia un virus, te afectează vreo gripă, răcești, faci sinusită, te trage curent, ești mult mai sensibil pe total pentru că sistemul tău imunitar este mult mai scăzut. Și vreau să-mi iau presiunea după umeri, să mai slăbesc 2, 3, 5, 10, 15 kg, cum am slăbit anul trecut, pentru că simt că o iau pe același drum și nu aș vrea să ajung pe antibiotice. V-am zis, uitați-vă la fața mea, uitați-vă cât de roșu sunt, e foarte, foarte rău. Am stat azi noaptea, am meditat toată noaptea, iar am adormit târziu, dar am reușit să adorm totuși pe la 4 dimineața și sunt destul de obosit, m-am trezit acum de dimineață să filmez cântarul și să fac încheierea și să-l termin repede de editat pentru ca voi să-l vedeți în cel mai scurt timp, chiar duminică acum când îl filmez. Deci după cum vedeți, au fost foarte multe concluzii de tras din acest clip. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Fraților, viața nu este întotdeauna frumoasă, sunt săptămâni mai grele, sunt săptămâni mai ușoare, la fel ca și zilele, și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult, chiar vă mulțumesc din inimă că sunteți alături de mine și că mă urmăriți cu drag și că îmi dați numai like-uri și mesaje frumoase de încurajare. Pentru mine înseamnă foarte mult și mă fac să trec mai ușor prin aceste clipe grele și îmi doresc să fie cât mai mulți oameni care să mă privească, pentru că eu zic că acest clip a fost foarte interesant și chiar avem ceva de învățat. Pe mine mă ajută foarte mult să fiu văzut de cât mai multă lume, pentru că așa sunt algoritmii la YouTube. Nu uitați să vă abonați, pentru că eu voi scoate clipuri și mai tare pe viitor, iar eu voi fi din ce în ce mai motivat să fac clipuri și mai șmechere pentru voi. Vreau să învăț să editez, să investesc, să-mi cumpăr un laptop mai bun și să vă arăt lucruri reale, experimente pe corpul meu și alte lucruri interesante și bine de știut când trec printr-o perioadă de slăbire. Așa că vă invit pe toți să trecem și să vă uitați la perioada mea de slăbire, să vedem cum este și cât reușesc să slăbesc, dacă reușesc să ajung la cele 50 de kilograme. Eu sunt Otto, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să faceți mișcare, să mâncați sănătos și să consumați produse apicole. Până data viitoare, ciao!